Pentru prima dată în ultimii 6 ani, lista cu medicamente se va actualiza. Costurile pentru cele 17 medicamente vor fi suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, sumele fiind prevăzute în bugetul din acest an. Noul proiect modifică și completează lista ce cuprinde denumirile comune internaționale corespunzătoare de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție pe bază de prescripție medicală. Acestea vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sănătății, urmând ca după realizarea tuturor procedurilor de transparență decizională, proiectul să intre în vigoare. Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a anunțat de asemenea că o nouă evaluare a listei de medicamente compensate va avea loc, urmând să fie aprobat Ordinul Ministrului Sănătății numărul 724 din 2013, ordin care aprobă criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale pentru a fi cuprinse în lista de medicamente compensate. Ordinul nu a inclus criterii de excludere din lista unor medicamente, iar comisiile de specialitate care au făcut evaluarea aveau rol decizional și nu unul consultativ. Voi revoca acest ordin și am decis reglementarea unei noi proceduri de evaluare cu respectarea legilor și directivelor europene în vigoare, astfel încât în toamna acestui an toți asigurații să beneficieze de o listă pe baza unor criterii obiective, verificabile și transparente, a explicat ministrul Sănătății Nicolae Bănicioiu. Ministrul a precizat totodată că evaluarea se va face pe baza unor criterii clare și transparente, care trebuie să țină cont de nevoile pacienților și de importanța pe care un sistem de evaluare legal, eficient și predictibil o va avea în viitor în interesul pacienților.